Kremlinul este la un pas de a se prăbuși financiar în relațiile cu exteriorul. Nu mai poate să-și onoreze obligațiile valutare și nici nu mai vrea. Ca răspuns la valul de sancțiuni economice din partea Occidentului din cauza atacului asupra Ucrainei și a invadării militare. Agențiile de rating retrogradează în valuri giganții ruși, dar și întreaga economie a Rusiei. Ca răspuns, Putin a trimis câteva rachete pe piața mondială a energiei, petrol și gaze și nu numai. SUA, care depinde mai puțin de petrolul și gazul rusesc, a decis să nu mai importe aceste produse. Din păcate, Europa nu prea poate să facă același lucru. Neavând alternativă, Germania, Italia, Olanda, Ungaria, Bulgaria, țări care depinde petrolul și gazul rusesc, nu vor să se alăture acestor sancțiuni ale americanilor. Economia Europei ar avea mari probleme de aprovizionare și de funcționare. Barilul de petrol și gazul sunt la maxime istorice. Nici economie nu rezistă la aceste prețuri, nici chiar cea americană. Statele europene, în frunte cu Germania, nu au resurse financiare nelimitate pentru a compensa aceste creșteri de prețuri. Statele europene sunt cu datoria publică la un nivel maxim chiar de avarie. Așa cum Rusia au înconjurat Chievul, tot așa au ajuns și creșterile de prețuri la energie să înconjoare toate economiile europene, iar inflația să lovească în dreapta și în stânga pe toată lumea. Dacă lumea occidentală vrea să prăbușească Rusia din punct de vedere economic și financiar, ca să nu mai poată susține războiul din Ucraina sau un alt război, tot așa Putin vrea să declanșeze războiul economic mondial. Este o luptă care pe care și nu prea putem să ne apărăm.